Cinci medici de la Spitalul Universitar Gazi din Ankara au fost prezenți ieri la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Aceștia au venit pentru a semna memorandumul de cooperare între Spitalul Județean Giurgiu și Spitalul Universitar Gazi din Ankara. De asemenea, medicii au fost prezenți pentru a-și oferi disponibilitatea în vederea colaborării cu această unitate pentru dezvoltarea unui compartiment de neurochirurgie la noua clădire a Spitalului Județean Giurgiu, dar și pentru a vizita câteva secții ale unității medicale. Aceasta va fi construită în perioada 2023-2025 printr-un proiect de 40 de milioane de euro prin PNRR. La eveniment au participat dr. Mihail Popescu, șef secție neurochirurgie Spitalul Pitești, județul Argeș, dr. Daniel Șerban, șef secție neurochirurgie Spitalul Bagdazar Arsenii București, dr. Valentin Titus Grigorian, profesor universitar specialist în chirurgie generală Spitalul Bagdazar Arsenii din București, managerul Spitalului de Urgență Giurgiu Dragoș Chivu, directorul medical dr. Gigi Ionuț Dragomir, medicul șef al secției chirurgie, dr. Costel Iorga, secția ortopedie-traumatologie, dr. David Edelstein și Aurelia Grosu, director Școala Post-Liceală de Asistenți Giurgiu. Suntem prezenți astăzi la Spitalul Județean pentru că, spre deosebire de zona generală a administrației, aici se lucrează fără oprire. Și subiectul este unul extrem de important, sănătatea populației din județul Giurgiu, un program de investiții pentru Spitalul Județean și mai mult decât atât o colaborare între specialiști din România și din Turcia, reprezentați de un nucleu din fiecare țările menționate, pe care o să-i rog pe colegii mei, domnul manager Dragoș Chivu și pe prietenul județului Giurgiu, domnul Ștefan Giurcă. Mulțumesc. Să vă prezinte, pentru că ei îi cunosc pe fiecare în parte și este un element foarte important pe care aș vrea să-l aduc în atenția locuitorilor județului Giurgiu. Altfel, am împărtășit onoraților specialiști faptul că județul Giurgiu va dezvolta un proiect în perioada imediat următoare pentru construirea unui spital nou. Probabil într-o săptămână scoate la licitație partea de construcție. În interval de o lună maxim vor scoate la licitație partea de echipamente. Aceste două contracte însumând 40 de milioane bani obținuți prin Programul Național de Reziliență pentru construirea spitalului nou. Avem două secții noi, cum spuneam, oncologie și neurologie și un centru pentru îngrijiri paliative în cuprinsul spitalului care va avea 12 pavilioane. Nu mai dezvolt subiectul, sistem pavilionar, pentru că zona din proximitatea Dunării nu permite o construcție cu foarte multe etaje, dar respectăm standardele din România și ne gândim deja la o a treia etapă, anume personal de specialitate care va folosi această infrastructură în beneficiul locuitorilor județului Giurgiu. Avem, ca peste tot, probleme de sănătate din tinerețe până la vârsta de plină maturități. Avem obligația să ne gândim la soluții și pentru asta este nevoie de specialiști. Este absolut cunoscut de maximă notorietate deficitul de specialiști în domeniul medical, la nivelul întregii țări. Ca atare, cu specialiști din România încă prezenți și la masă și din fericire și în sistemul de sănătate, am gândit un model de colaborare cu specialiști din Turcia care să ne permită să găsim împreună soluții beneficiind de experiența fiecărei părți, de dotările pe care le folosesc dumnealor în activitatea de specialitate și, evident, de luat în considerare de bunăvoința și generozitatea cu care vor să ajute pacienții din județul Giurgiu. Încă o dată mulțumesc foarte mult tuturor celor prezenți. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit astăzi aici. Am doi colegi foarte buni care au ajutat la organizarea acestei întâlniri. Spuneam domnul manager Dragoș Stoica și domnul Ștefan Giurcă. O să luc pe dumnealor să prezinte în primul rând specialiștii invitați și câteva idei despre ce putem obține din această colaborare. Cel puțin în primă fază. Ne dorim o colaborare pe termen foarte lung, dar ca toate începuturile nu ne propunem lucruri spectaculoase, dar foarte necesare pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor medicale în județul Giurgiu. Vă rog, domnul Chivu. Fiind situate pe căi importante de circulație, respectiv autostrada 1, drumurile europene E75-85, unde se întâmplă des mai multe accidente, pe partea de traumatologie, cele trei spitale nu au capacitatea de a interveni în situațiile de accidente cu traume majore. Și asta a fost gândirea inițială a acestui proiect.
Partea turcă este deschisă să ne ajute din punct de vedere al pregătirii cadrelor medicale, ușor-ușor să putem și noi să facem intervenții chirurgicale traumatologice în acest spital. Asta a fost ideea acestei întâlniri și sperăm să colaborăm pe viitor cu partea turcă. S-a pus în discuție și, exact cum v-a spus și domnul președinte la început, construirea celor două secții într-o locație nouă care se pretează pentru desfășurarea acestui proiect pe viitor. Proiectul are o valoare de peste 40 de milioane de euro, pe cât am înțeles. PNRR? PNRR, da. Înțeleg că va fi un alt spital sau o secție de traumatologie, nu? Nu va fi o secție de traumatologie, va fi o secție de neurologie pe care o avem existentă, dar vrem să o extindem și să putem să creăm și un compartiment de neurochirurgie. Mai mult, domnul președinte, înțeleg, proiectul e câștigat, nu? Da, da, da. Se poate interveni și pentru extindere, nu în cadrul aceleași proiect. Nu în cadrul aceleași proiect. Avea alte componente, alte etape complementare care să aducă în acest ansamblu ceea ce n-a putut prinde de la început. V-am povestit la momentul inițial că au fost patru recomandări, cum vreți să le spunem, să avem cumva ca sumă de referință 40 de milioane de euro. Am și explicat că la dumneavoastră emisiune, că din păcate n-am putut include o secție de radioterapie din aceste conferințe, dar nu renunțăm la ea și am găsit deja o finanțare privată. Sper că vom putea semna contract pe data următoare. Dar în partea de neurologie, evident că specialiștii de față au argumente să spună că trebuie musa e corelată cu capacitatea de a opera neurochirurgic, dar și calitatea tratamentelor la o secție de neurologie poate fi îmbunătățită cu o infrastructură nouă, dacă adaugi un număr, o sumă de specialiști care, beneficiind de experiență, de specialitate, pot să aducă un plus în eficiența acestor tratament. În general, conform legislației noastre, orice spital intervenit de urgență, ca să fie acreditat în condiții normale, trebuie să dispună de anumite servicii pentru a realiza o acoperire cât mai mare a patologiei care trebuie rezolvată. În aceste condiții și fiind de specialitate neurochirurg, în prisma unei vechi și fructoase prietenii cu domnul președinte și cu domnul manager, ne-am sfătuit asupra posibilităților ca în județul Argeș, în Giurgiu, să se înceapă o activitate neurochirurgicală. Și, sigur, în primul rând ne-am axat pe urgențele neurochirurgicale, dată fiind faptul că acestea trebuie rezolvate cu cât mai repede, cu atât mai bine. Vă dau un exemplu, sigur, pentru dumneavoastră, pentru mulți nu e evocator, dar un hematom extradural, un hematom la nivelul creierului, într-o țară foarte bine dotată și cu un sistem foarte bine pus la punct, un hematom extradural trebuie rezolvat în 70 de minute. Deci asta înseamnă o oră și 10 minute de la producerea impactului. Inițial, secția a fost, de fapt, nu secția, ci compartimentul, efectuarea unui compartiment de neurochirurgie a fost gândit pentru rezolvarea marilor urgențe neurochirurgicale, adică traumatismele craniocerebrale și traumatismele vertebromedulare și mai puțin în ideea rezolvării unei patologii cronice. Dar o dezvoltare normală a unui astfel de serviciu poate să asigure și tratamentul multor boli cronice ale capului și coloanei. Sigur, am avut privilegiu și plăcerea să fac o vizită la Universitatea din Ankara, unde i-am cunoscut pe colegii din Turcia, care pot să vă spun că m-au impresionat în mod deosebit prin ceea ce fac și mai ales prin prin modul cum fac și cum tratează patologia neurochirurgicală și felicit. Schimb de experiență care a fost benefic pentru ambele părți.
Și sigur este o deschidere a colegilor de a participa împreună la realizarea unui lucru bun. Mai departe urmează sigur problemele birocratice, urmează construcția noului spital și sigur efortul domnului manager de a crea un compartiment de probabil de 5 paturi de neurochirurgie, iar colaborând cu colegii neurologi care tratează aceleași organe, va asigura o evoluție bună a bolnavilor. Eu personal sunt dispus să particip la acest efort și să-i ajut pe colegii care vor veni aici și sigur sunt încântat de colaborarea cu colegii noștri turci din toate punctele de vedere. Sigur, mai rămâne o speranță și o dorință ca acest obiectiv pentru care ne-am adunat aici împreună să se efectueze. Nu cred că cineva în România nu s-ar bucura să fie începând cu cetățenii și terminând probabil cu ministerul, s-ar bucura să aibă un serviciu de neurochirurgie în beneficiul bolnavilor. Nu numai din județ, dar și a multor care tranzitează zona și care pot păți orice fel de întâmplări care se aducă într-un spital care trebuie să aibă și o rezolvare chirurgicală a bolnavilor. Sunt probleme. Ca să ajungi la București, ca să ajungi într-un centru universitar, ca să ajungi într-un centru cu neurochirurgie, e o cale grea, trebuie luat legătura, să pierde timp, să pierde cu timp cu așa, toate în detrimentul bolnavului. De aceea eu zic că e o idee excepțională și trebuie sprijinită, mai ales în condițiile în care, iată, să faci o investiție mare, să construiești niște secții de la zero. Din punct de vedere uman și profesional, și eu și colegii de dincolo suntem dispuși să punem umărul să iasă un lucru bun. Voi fi foarte scurt. Voi spune doar din experiența mea care înseamnă a administra o secție de chirurgie vertebromedulară și o să repet în câteva cuvinte ceea ce am spus și m-a completat colegul de la Ankara. Lucrurile trebuie făcute pas cu pas și trebuie să ținem cont că nu poți să faci o chirurgie și chiar și o chirurgie de bază fără să ai la dispoziție o sală de operație, fără să ai asistente care sunt pregătite pentru sala de operație, fără să ai asistente care știu să urmărească pacientul în postoperator, știu să-l îngrijească și să anunțe medicul la cea mai mică schimbare care apare în evoluția pacientului, ca să ai timpul necesar să iei măsuri și să poți să ajuți pacientul să nu-l găsești decedat a doua zi dimineață. Iar lucrurile astea se fac pas cu pas și, din păcate, pentru situația economică financiară a noastră din momentul de față, cu foarte mulți bani. Care bani? Trebuie să vină, că n-au cum să vină din alte surse, de la guvern via Consiliul Județean, de la Ministerul Sănătății via Casa de Asigurări de Sănătate. Și cu ce trebuie început? Trebuie început cu lucrurile de bază, adică cu traumatologie, care înseamnă rezolvate urgențele de traumatologie cerebrală și vertebromedulară. Odată pasul acesta fiind făcut, cu siguranță colaborarea va fi bună sau foarte bună în continuare. Mai ales că au o mare deschidere colegii din Turcia și cu siguranță o experiență foarte mare în domeniul de activitate neurochirurgicală în traumatologie. Din păcate, chiar cu evenimente recente care s-au întâmplat și care au trebuit rezolvate. Unul dintre subiectele discutate pe larg a fost faptul că au constatat dumnealor ceea ce, evident că știu și specialiștii noștri, că la nivelul personalului medical există un număr subdimensionat de asistenți și asistente medicale și infirmiere pe fiecare dintre secțiile vizitate. Le-am explicat care este sistemul de finanțare în România, Consiliul Județean asigurând partea de funcționare și de dezvoltare și Ministerul Sănătății prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate plata salariilor și, evident, că aprobă și angajările. Sau aprobă
angajările pe care le organizează spitalul, urmând a fi plătite pe același sistem. Ca atare, această modalitate dublă de finanțare creează niște probleme. Suntem de acord că ar trebui un număr mai mare de personal medical în toate spitalele, bănuiesc. Profesorii noștri, doctorii noștri din România confirmă că situația nu e nici pe departe singurară la Giurgiu, dar nu putem aștepta decât ca Guvernul prin Ministerul Sănătății să găsească soluții, pentru ca inclusiv din acest punct de vedere, odată cu investițiile de peste 2 miliarde la nivel național prin PNRR, să fie asigurat și un număr mai mare de specialiști care să folosească această infrastructură, evident, în folosul pacienților. Prietenii noștri din Turcia au promis că vor lua la un training pe o perioadă determinată un număr de asistente de la Spitalul Județean din Giurgiu. Da. De asemenea, au promis că vor asigura o masă de neurochirurgie. Da, se discută. O să plecăm la Ankara după terminarea tuturor întrevederilor, să discutăm la Ankara de acest aspect. Da, au fost discuții constructive. Nu aș vrea să le transfer deja ca fiind rezolvate. Da, sunt oameni de foarte bună calitate și simplul fapt că au venit astăzi aici reprezintă pentru noi un gest pe care îl respectăm în adevăratul sens al cuvântului. Mai departe, rog pe prietenul nostru, domnul Ștefan Giurcă, să mă ajute să tragem concluziile întâlnirii. Da, este o mare bucurie pentru România, Giurgiu, care este orașul unde am copilărit, să spun așa, la început, și am crescut, am primit o educație și plecând în străinătate, iată, dar că am, datorită profesiei, am putut să facem și această conexiune internațională pentru Giurgiu, să dăm un start de o dezvoltare în sănătate și o conexiune științifică, medicală, să ajungem cu echipa din Turcia să realizăm lucruri extraordinare, ceea ce poate s-a întâmplat, dar se întâmplă în zona Giurgiului și celelalte județe, Buzău și Pitești. Totul a plecat de la mine, ca să vă spun scurt așa, de la o intervenție a mea care m-a avut eu, o operație care domnul profesor dr. Jamil Berker, poate să spună, m-a operat, și de acolo, plecând succesul, mi-am dorit foarte mult să se întâmple și această bucurie la mine în țară. Lucrurile au mers foarte rapid. Din octombrie, când am avut prima videoconferință cu domnul excelența sa, domnul director Claudiu Dragoș Chiviu, a fost o deschidere extraordinară cu ceilalți colegi de la Buzău și de la domnul profesor Popescu, care a fost prezent atunci la prima întrevedere, videoconferință cu domnul Berker. De acolo s-a început, să zic așa, primul pas. După aceea, întrevederea la Ankara în februarie, unde a mers domnul director împreună cu mine și cu domnul profesor Popescu, domnul doctor profesor acolo. Am fost primiți de domnirea sale, o primire excelentă. Ne-au arătat toate detaliile tehnice și practice ale acestui departament de neurochirurgie. Și de acolo am ajuns, iată, dar astăzi avem o întrunire în cele trei laturi ale țării și să punem la punct, pentru că mi-am dorit foarte mult să se realizeze pe teritoriul României acest proiect, chiar dacă este un proiect mare, de durată lungă, dar sperăm ca faptic să se și realizeze. Vă doresc toate cele bune, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru implicare, domnule președinte, mii de mulțumiri și sunt tare bucuros, chiar dacă eu sunt plecat în străinătate de mulți ani, iată, dar eu am dat dovadă că nu mi-am uitat Giurgiu, n-am uitat părinții, n-am uitat prietenii, n-am uitat nici oamenii de rând și vă felicit și pe dumneavoastră și pe domnul director de medicală și pe domnul, încă o dată, pe domnul Dragoș, că facem o echipă și vom face lucruri frumoase pentru țară și pentru oamenii noștri. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim și noi. So first of all, we thank all our Romanian colleagues and friends around here for their kind invitation. First of all, the project itself is well defined, and I hope it will provide the improvement of not only neurosurgical procedures in this region, but also the overall health system. That's what's expected, and then I hope, as a team of neurological and spine surgeons in here, we will be happy to provide our efforts in order to
improve the surgical quality and the patient care in not only in this region but also in the whole Romania. So also we are happy to be part of this project. Thank you.